Românii citesc din ce în ce mai puțin. Cel puțin așa rezultă din ultimul studiu Eurostat privind preocuparea pentru citit a românilor, dar și altor popoare din Uniunea Europeană. La târgul de carte Gaudeamus, care s-a desfășurat în perioada 21-24 noiembrie la București, pasionații de lectură au încercat să salveze onoarea cititorului român prin vizite la standuri și achiziții de carte. Reprezentanții editurilor spun că din vânzări rezultă că românii preferă cărțile de dezvoltare personală și de economie. Ne bucurăm să aflăm că românii iubesc cărțile și iată, dovadă este această efervescență pe care o regăsim în cadrul târgului de carte, unde preferințele publicului se îndreaptă spre cărți foarte diferite, atât literatură, dar și cărți de interes, spunem, către dezvoltare personală, către dezvoltare spirituală, cărți de economie, cărți de specialitate, de bucate și așa mai departe și, nu în ultimul rând, cărțile pentru copii. Mai citesc în ziua de astăzi? Mai vin la dumneavoastră să cumpere cărți? Să știți că da, chiar am avut evenimente în cadrul dimineții unde au fost aici clase întregi de elevi, cărți pe gustul lor, cu întâmplări ale tinerilor din zilele de astăzi, așa că ne bucurăm că tinerii se îndreaptă către lectură. Cam câte cărți citești pe an? Depinde de cât de groase sunt și de modul în care este scris. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Tregatul Spion și a Trandafirilor, volumul 1. Cam ce preferi tu? Ce fel de cărți? Cam orice. Fantastic, mai mult. Să fie mai multă imaginație. Cititorul român preferă însă și cărțile de dragoste. Un argument ar fi și numărul celor care au asistat la lansarea volumului Much Love, decalog teatral, al actriței româno-canadiene Claudia Motea. În primul rând, cred că titlul este foarte sugestiv. Este vorba despre iubire, much love, cu toată iubirea, cu toată inima. Sunt incluse în această carte 10 piese de teatru, 5 dintre ele îmi aparțin, le-am scris în limba engleză și au fost traduse în limba română. Sunt 5 piese de teatru ale mele, toate au fost jucate pe continentul american, jucate și produse de mine și aduse aici în România. Celelalte 5 fac parte din dramaturgia contemporană canadiană și traducerea îmi aparține tot mie. Din datele Eurostat rezultă că românii citesc în medie 5 minute pe zi. Datele statistice mai arată că unul din 5 români nu a citit niciodată o carte și că doar pentru 8% dintre cititori lectura este cu adevărat o plăcere.